la mulți ani și la mulți bani, pentru că veți avea nevoie în noul an. Gazele se scumpesc, mai mulți bani vom scoate din buzunare și pentru energia electrică. De asemenea, ne va costa mai mult combustibilul, țigările și băutura, asigurările RCA, iar lista continuă, dacă ținem cont că fiecare scumpire atrage după sine un lanț întreg de majorări de prețuri. Chiar din prima zi a anului vom plăti mai mult pentru gazele naturale pe care le consumăm, adică 11 lei în plus la fiecare 1000 de metri cubi. Nici încălzirea cu energie electrică nu este o soluție mai bună. Și în cazul acesteia, prețul crește de la 1 ianuarie cu 1%. Toate aceste scumpiri ale energiei vor duce la majorări de prețuri de la 5 până la 15% la unele produse și servicii. De departe, majorările cele mai semnificative se aplică la produsele accizabile. Vesterea pentru fumători. Acciza la tutun crește cu 67% la 1000 de țigarete, așa încât un pachet de țigări va ajunge să coste cu 50 de bani mai mult. În același timp, acciza la băuturi se majorează cu 33% de la 750 la 1000 de euro pe 100 de litri de alcool pur. Și cum în noul an intrăm cu o monedă depreciată, iar guvernul a decis modificarea modalității de calcul și prețul carburantului se va scumpi de la începutul anului, conform estimărilor, scumpirea va fi de 9 bani pe litru. Cum vi se par scumpirile de anul acesta? Deocamdată să vedem. Sunteți pregătită? Eu știu să... Să vedem. Acum. Prețuri exagerate. La ce vi se pare că este prețul exagerat? Noi creștem animale și nu au preț. Deocamdată nu e sigur. E niște vorbe aruncate aiurea. Vi se pare o măsură bună scumpirea? Să dea Dumnezeu să fie bine. Mai mulți bani vom scoate din buzunar și când ne vom asigura mașinile prin polița obligatorie. Astfel, creșterea pentru RCA va fi de 10-15% pentru cei care au carnet de mai mulți ani și de 40% pentru începători, deoarece se presupune că aceștia nu stăpânesc foarte bine automobilul în trafic.